mă aflu aici împreună cu colegii mei, Gio Badea, vicepreședintele asociației, organizatoarea acestui eveniment, domnișoara Mihaela Popescu, și colegii mei care realizatorii acestor fotografii, Alexandru Dobra, Dragoș Ionescu, Gică Burlacu, Maria Simion, și toți ceilalți. Acest eveniment este dedicat celui de-al 28-lea an de existență al asociației. Sunt fotografii relativ recente. Nu se vrea fi o călătorie în timp, din acest motiv, după cum am spus, sunt fotografii recente. Scopul expoziției este de a vă încânta atât ochiul cât și sufletul și sperăm să fie o pată de culoare într-o lume din ce în ce mai genușie. Pentru cei care nu ne cunosc, funcționăm din 1983, avem sediu la Casa de Cultură a Sindicatelor, organizăm ieșiri relativ săptămânale în munte, în diverse zone montane din țară. Am îndemarat programe ample, educație de alpinism, biologie, dumneție montană, principalul proiect fiind de top 7 și ne aflăm în acest sens, suntem în fața celei de-a 5-a etapă. Au fost atinse 4 vârfuri mari ale lumii prin cel mai bun alpinist al nostru, Gio Badea, precum și alte vârfuri mai mici, atât din Europa cât și din alte colțuri ale lumii. Fotografiile sunt realizate în țară, deci nu veți vedea fotografii din expedițiile externe. După cum am spus, scopul expediției nu este de a pune în evidență performanța, ci sunt fotografii artistice realizate de membri ai clubului, pasionați de fotografie și nu numai. Eu vă mulțumesc că ați venit și vă invit să vizionați fotografiile și, nu în ultimul rând, să serviți un pahar de șampanie.